Bună ziua! Bună ziua și bine ați venit! Mulțumesc! Mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră la deschiderea acestor încăperi renovate. Cu aceste renovări, copiii care frecventează această grădiniță se vor bucura de hrană și condiții sanitare mai bune, vor avea o calitate îmbunătățită a vieții și vor beneficia de o experiență educațională mai bună. Copiii din Moldova reprezintă viitorul acestei țări și aceste noi îmbunătățiri sunt o investiție importantă în acel viitor. Statele Unite sunt mândre pentru că au sponsorizat renovarea încăperilor acestei grădinițe, care face parte dintr-o serie mai mare de proiecte din cadrul programului de instalații sanitare rurale în toată Republica Moldova. În total, Statele Unite au acordat circa 85.000 de dolari pentru acest proiect sanitar, cu scopul de a crea un mediu mai favorabil pentru activitățile copiilor înscriși la această grădiniță. Așa cum Statele Unite ale Americii și Republica Moldova celebrează 25 de ani de relații diplomatice, așa fel de proiecte reprezintă relațiile strânse dintre oamenii țărilor noastre. Proiecte de așa fel întăresc relațiile noastre și reprezintă angajamentul ferm al SUA de a fi un partener fidel și de a îmbunătăți condițiile de trăi în Republica Moldova. Mulți oameni au jucat un rol în terminarea cu succes acestui proiect și aș vrea să le recunosc contribuția. Aș vrea să-mi exprim aprecierea sinceră față de comandamentul european al Forțelor Armate la SUA în Europa, comandamentul de inginer al flotei militare maritime SUA, compania Rico Star SRL, administrația raională Soroca, primarul din localitate și de administrația grădinițe. Munca asiduă și dăruirea dumneavoastră au dus la un mediu îmbunătățit de activitate pentru sute de copii, de care va beneficia în continuare această comunitate mulți ani înainte. Vă mulțumesc! Domnul Vladimir Micuță, vicepreședinte al Raionului Soroca. Mulțumesc, Excelență, domnule ambasador, domnule primar, stimați locuitori ai comunei Vasilicău, stimați proaspeți, evenimentul de azi este unul extraordinar. Împreună cu dumneavoastră am avut și o să avem încă ocazia să vedem, să ne bucurăm de cele efectuate aici în instituții, de cele noi condiții extraordinar de bune care s-au creat ca rezultatul implementării acestui proiect cu sprijinul și cu acordul direct al poporului american, ambasadei Statelor Unite pentru Republica Moldova, a comandamentului armatei Statelor Unite pentru Europa. Țin din partea Consiliului Regional să exprim cuvinte de gratitudine și mulțumire pentru acel aport și efort făcut pentru a crea aceste condiții în această instituție de educație timpurie. Această instituție cu aceste investiții devine o instituție exemplară referitor la condițiile create, nu numai pentru Raionul Soroca, sunt sigur, dar și pentru multe, multe alte comunități din Republica Moldova. Încă o dată, sincer, îmi mulțumesc, domnule ambasador, dumneavoastră, dumneavoastră, poporul american, pentru aportul care îl aduceți pentru comunitățile din Republica Moldova, pentru poporul nostru aici. Vreau să aduc mulțumiri și în partea Andreiului Sat. Să vă mulțumim pentru lucru care l-ați făcut, care la noi era un problem foarte mare în grădinița noastră, era timpul de licențiat, de a deschide instituția la 10 septembrie, mai avem tot timpul, noi ne întâlnim cu problema asta. Cred că problema ne întâlnim. Dacă, mă rog, clădirea vieții erau probleme, dar
Mă aducem că l-ați mulțumit de toate. Și paralel cu lucrul ăsta, s-a mai făcut multe lucruri frumoase și bune la grădiniță. S-a acoperit, s-a făcut coridorul, s-a făcut scările, s-a făcut pavajul cu ajutorul inițiatorii, a fost Partidul Socialiștilor. Au dat impulsul de a pune pavaj și adică primăria a continuat și s-a făcut un lucru foarte frumos și bun. Mai avem de lucru, sper, poate cumva, am întâlnit și trebuie să ne întâlnim și astăzi. Vă mulțumim din toți. Pentru sistemul educațional de Raionul Soroca este un element deosebit, adică așa investiții mari în această instituție n-am avut acum în istoria Raionului Soroca, deci avem bucurie mare pentru că grădinița asta a avut parte mai multe proiecte, grație acestei conducătoare energice care a știut să mobilizeze în jurul ei colectivul și comunitatea, consideră această acțiune comunitară. Am spus-o în anterior și acum repet, doamna, nu întâmplător să întâmple ceea ce avem, pentru că este un specialist foarte bun. Dumnezeu a fost prima din raion care a primit titlul de educatorul anului în 2007-2008. Și continuă mai departe, adică să fie un motor la tot ce se întâmplă. De aceea, repet, în jurul grădiniței se adună toată comunitatea, dar contribuția cea mai mare este a dumneavoastră, stimați dumneavoastră, adică din persoana dumneavoastră, poporul american a avut o contribuție deosebită în această instituție, de aceea îmi vine și mie rândul să vă mulțumesc mult, să apreciez acest efort și să zic că nu a fost aceste sume, nu au fost alocate undeva așa întâmplător sau undeva pentru lucruri care nu merită să fie în atenția noastră. Vreau să zic că și noi de la Raion am reușit în 10 instituții preuniversitare să renovăm blocurile sanitare din bugetul nostru pentru educație și din bugetul Raionului, dar ceea ce a făcut dumneavoastră aici este un lucru deosebit, putem pune ca model cum trebuie de făcut într-o localitate rurală, condiții sanitare igienice perfecte pentru copii. De aceea, repet, vă mulțumim mult, vă apreciem gestul, efortul și vă așteptăm în continuare. Ați avut un masterclass la Festivalul Mărului cu plăcintele, care sunt pe domnul lor, gustul lor de țărminte până acum. Cred că vom avea ocazia și în continuare să întâlnim. Vreau să spun că sunt prezent și membrii societății civile aici și a sectorului negru-oriental. Le mulțumesc și lor, în persoana, de exemplu, doamna Lelean cu soarta, a contribuit și ea cu ajutoare și s-a spus și alți donatori, alți sponsori care au contribuit. De aceea, vă mulțumesc tuturor, domnul primar, aveți o comunitate deosebită, meritați și noastră cuvânt de plăcere și de laudă. Vă mulțumesc, doamnă. Un cuvânt de felicitare ne vine astăzi o mămică care educă a treilea copil aici la noi la grădiniță. Vă aducem mulțumirea. Ce poate fi mai minunat, ce poate fi mai principal pentru părinții care aduc din noapte și până noapte copilașii. Ați făcut un dar enorm, cu dăruire veniți către noi. Domnul v-a văzut că suntem oameni buni. Ați făcut un gest, ați dăruit zâmbet copiilor noștri, ați dăruit sănătate, acea sănătate care începe de la acea bucătărie din nota 10, acele condiții de care necesită copilașii noștri zi de zi. Domnul să vă păzească, Domnul să vă întoarcă. Că se spune că ce dăruiești, ți se întoarce. Vă suntem recunoscători și ca orice gospodărie, când începe o reparație, o construcție, se aduc materiale bune, se aduc meșteri buni. Dar și când și gospodarul e bun, nu se risipește prispa. Așa că s-a depus muncă la acești gospodari de casă, la căsuța comună a copilașilor noștri. Noi suntem recunoscători și suntem mulțumiți că ați dăruit zâmbet nou și copilașilor noștri. Mulțumim! Yes. Canalizare aici, de asemenea, este depus unde se păstrează toate produsele. Este o plăcere ca curat. Este curat, da, apă caldă, apă rece. Scuticul la copil aici, la spălat avem bebe, cred că nu are nicio grădiniță în țară, să aibă să fie. Este apă caldă, este apă rece. Este, da, este totul bine, toate funcționează și pentru copii este foarte bine că este la nivelul copiilor. Pentru copii este și jos și, da, și
Cuvietele și tot de la țară nu mai iau așa, chiar și acasă, nu tot, toate familiile au astfel de condiții. Aici tot s-a renovat, dar în toate patru grupe de copii, toate s-a renovat. Blocul s-a renovat.